Oamenii nu vor mutarea sediului și consideră că ministrul dorește insolvența companiei. Sunt destule supărări față de complex energetic. Toată lumea vor să câștige de pe urma lor, nimeni n-ar face nimic. Da? Vor să ne mute și sediu, banii ne-au luat. Am venit pentru că mă interesează. Este soarta în joc a copiilor noștri și a județului nostru. Nu vrem să ajungem ca alte județe care nu mai sunt pe hartă din punct de vedere industrial. Restructarea sediului e un pas spre privatizare, spre insolvență? E un pas spre lichidare. Cred că e mai ușor de la București să-l ducă în insolvență. Nu știu cine și-ar putea asuma responsabilitatea din Gorj pentru gorjeni să spună stop. Cred că ar trebui să vină astăzi foarte mulți gorjeni aici, pentru că, după mine, soarta Gorjului depinde de complexul energetic Oltenia și consider, așa cum mulți dintre cei care sunt prezenți aici gândesc, mutarea complexului ar fi un mare dezavantaj pentru Gorjul nostru. Acest bărbat a venit în scaunul cu rotile la protest, spune că îi pasă de soarta acestei companii, a lucrat în minerit și știe cât de grea e munca în cariere. Ministrul spune că e bine. Nu, pentru mine nu ar fi o problemă, e problema de acești oameni. Cine și nu mă cunoaște, sunt mă consider tot om, sunt tot din Gorj. Deci nu accept nici eu ca acești oameni să sufere. Au familie, au copii. Și oricum, se știe, se urmărește distrugerea acestui complex energetic. Gorjul va ajunge sinonim cu Petroșani dacă ne iau sediul companiei în București, spun oamenii. Da, ne temem pentru CEO, că ne lea din Târgu Jiu, ca să ne poată vinde la București, să lasă beți oameni cu buzele umflate. Să ajungem ultimii, mai rău, ca Petroșani. Vom lupta în răsputeri ca să ne câștigăm toate drepturile care se cuvin. De ce să ne lea? Eu am muncit în cadrul armatei, dar am copii, am nepoți, am toți și toți ar. Și ar fi păcat să rămână muritor de foame când poate să muncească și să aibă. Pentru ce lea? Nu l-a luat la Petroșani și a rămas oamenii muritori de foame și acum vrea să-l ia și pe ăsta, să-l distrugă și pe ăsta. Nu e bine. Sunteți pensionar cu toate acestea și de tăi la protest? Da, pentru că dacă și această mică industrie care mai există în Gorj se va distruge, Gorjul va ajunge unul dintre orașele cele mai... sărace din țara aceasta. Protestatarii consideră că se urmărește distrugerea complexului. Chestiunea asta cu mutarea sediului este o acțiune, dar de fapt sunt acțiuni mult mai multe și toate concentrate pentru distrugerea complexului. Cum vedeți acel comunicat prin care Consiliul de Supraveghere susține că aici nu există specialiști, acolo, la București? Deci mi se pare cea mai mare prostie. Dacă specialiștii cresc pe dorobanți, înseamnă că de acolo e un dorobanț mai mare care îi recoltează. Noi transmitem domnului ministru că pe pancarta din fața sediului scrie Societatea Complexului Energetic Oltenia, nu București. Și toate problemele sociale să rămână aici. Da, să aibă punct de lucru la București, dar sediul social executiv să rămână aici la noi în Gorj. Pentru că ei s-au născut aici, a vrut să moară. La protest au fost și cei 16 greviști care stau nemâncați de 4 zile în fața sediului companiei. Mai rezistați? Sigur că ușor-ușor forțele noastre se slăbesc, dar până nu cădem jos, nu vom pleca din fața CEO-ului, complexul energetic Oltenia, pentru că au început să-și bată joc cu adevărat de noi. Deci ne ignoră. Vă spun sincer, ne ignoră. Prin comunicatul lui domnul ministru, deci prin Facebook se poate comunica la București și invers. Dar prin CEO nostru să-l ducă la București nu se poate comunica tot prin Facebook-ul domnul ministru. Îl chemăm aici. Dacă lângă noi nu va fi, vom pleca spre dânsul acolo și nu vom ceda. Nu vom ceda. Deci nu vom ceda. Vă spun sincer, toți colegii mei sunt, până cădem jos, să ne ducă cu salvare la domnul ministru la București. Aici? Nu, să se mute de unde a venit aici la noi în guvern. Să se mute el pe unde a păstorit până acum și pe cine a păstorit. Să păstorească în continuare. Să ne lase pe noi așa cu necazurile noastre. Multe locuri de muncă ar dispărea, iar mutarea sediului CEO în capitală ar afecta bugetul local și al Consiliului Județean. Deci încă nu s-a cuantificat care ar fi impactul financiar pe care l-ar avea bugetul local și bugetul de stat.
bugetul local al municipiului Târgu Jiu și bugetul Consiliului Județean, pentru că e vorba de două bugete care ar fi afectate. Acest lucru nu s-a putut face deocamdată pentru că încă nu știm care ar fi numărul de persoane dislocate de aici, numărul de persoane care ar trebui să plece la București, de la Târgu Jiu, în situația în care sediul social ar fi mutat acolo. Cei care au gândit această mutare nu au niciun argument logic, consideră cei care au ieșit ieri în stradă. Eu cred că cei care au putut gândi că o astfel de soluție este normală, fie nu sunt responsabili, fie n-au niciun pic de logică economică, socială, politică, administrativă, socială, profesională, niciun fel de logică. Nu există niciun argument cât de cât credibil și viabil care să justifice o astfel de soluție. La acțiune au luat parte și primarii din localitățile afectate de activitățile miniere. Nu a contat că fac parte din PSD ori PNL. Este prima oară când se dovedește că o forță de dreapta nu dorește să-și pună oameni în CEO, nu dorește să-și promoveze neamuri, amante, rude, prieteni, nu. Noi dorim ca sediul ăsta să rămână în Târgu Jiu, pentru că în el lucrează oameni ai căror părinți au construit în perioada socialistă Gorjul, Mineritul și Termo-Gorj. De-aia Gorjul are atâtea probleme și nu mai avem locuri de muncă, pentru că până acum nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Pentru că până acum fiecare și-a urmărit interesele de partid. E momentul să nu se mai urmărească interesele de partid, interesele grupărilor sindicale și de alt tip. Orice gorjan și fiecare dintre noi trebuie să fim niște oameni care să ținem cu noi, nu toate la București, ia că trăiești bine și pe Tomul la Craiova, dacă și ce urgem la București, ce facem în Gorjul ăsta? Trăiești și dumneavoastră, trăiești și eu, trăim cu toții. Aici nu e vorba de o acțiune politică, doamnă, este vorba pur și simplu de supraviețuirea acestui județ care, iată, este văduvit, dacă vreți, de însă substanța lui prin această încercare de a muta sediul social și, indiferent că suntem oameni politici sau nu, trebuie să ne opunem cât putem. Deci, încă o dată, nu e o acțiune politică. Ministrul Energiei a transmis astăzi că e bine că se mută sediul și ar trebui să fim mândri că se întâmplă asta. Bun, e părerea unui ministru al energiei care nu știe ce-i cu el. Toți cei prezenți la protest s-au declarat jigniți de ministrul energiei, Victor Grigorescu. Acesta a transmis că sediul se va muta la București, iar acest lucru este unul bun și de care ar trebui ca Gorjul să fie mândru.